Șah și mat pentru un șofer din capitală care a fost la un pas de a tampona pe zebră o mamă și copilul ei. Făptașul a fost identificat de poliție și amendat conform legii. Incidentul a avut loc pe bulevardul Mircea cel Bătrân din capitală, când o femeie și un copil aflat în cărucior traversau strada regulamentar. Deși un autobuz de rută și un alt automobil au oprit pentru a le ceda trecerea, un al treilea șofer le-a tăiat calea fără să încetinească. Din fericire, o tragedie a fost evitată datorită femeii care a oprit în dreptul autobuzului și s-a asigurat că îi este cedată trecerea. Cazul a fost surprins de camera de bord instalată într-un alt automobil, iar la scurt timp imaginile au împânzit rețelele sociale. În baza acestora, poliția s-a autosesizat și l-a identificat pe conducătorul auto implicat în incident. Acesta s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de 19 ani. Șoferul a fost amendat cu 1500 de lei și cu 5 puncte de penalizare. În cazul în care va mai fi prins că nu cedează trecerea legală pietonilor, riscă să achite o amendă de 2500 de lei și va rămâne fără permis de conducere pe un termen de la 30 la 45 de zile.